Ne aflăm la New York, în birourile băncii Holman. După cum vă dați seama, este o zi agitată. Teleimprimatoarele de la bursă comunică pe interminabile fâșii de hârtie cifre rău prevestitoare. Cum stau stilii? 59 și un sfert, domnule Monier. Domnul Monier este unul dintre funcționarii superiori ai băncii, un om care a izbutit să-și închege un anumit capital pe care l-a plasat în diferite acțiuni. Steel, Kennecott. Cum stau Steel? 59. Cum stau Kennecott? 28. Domnișoara Gertrude Owen, una dintre secretare, îl cunoaște bine pe domnul Monier, care cu 2 ani în urmă se însurase cu o colega ei, cu Fanny. Oh, păcat de el. Ăsta a mizat totul pe o carte. Mi-a spus ieri Fanny. Oh, s-ar fi certat? Fanny zicea că el a pierdut totul, vorba aceea, până la ultima cămașă, și că azi îi părăsește. El o fi știind că frumoasa lui nevastă a zburat din cuib? Cum stau stilii? 59. Oh, dar de unde? Lui e minte acum numai la stil. Adică, de ce să vorbesc și eu așa? Îi iubește foarte mult și cum o cunoaște foarte bine. Bineînțeles că este foarte important pentru fericirea lui. Cum stau stil? Cum stau, Kennecott? 28. 28, Kennecott? Dar stil cum stau? 59, domnule director. Un adevărat masacru. Toate acțiunile au scăzut cu 20%. Și mai sunt idioți care afirmă că n-ar fi criză. Ba da, este într-adevăr o criză. Am onoarea să vă salut, domnule director. O adevărată catastrofă, domnule Monier. E, dar ăsta unde dracu pleacă acum? Uite că și chema liftul. Bună ziua, sir. Jos. Nu vă supăra, sir. Nu știți cum stau stil? 59. Când Jean Monnier se trezi a doua zi dimineață în casa care îi se părea pustie, se simțea mai obosit parcă decât fusese înainte de a se culca. Făcu socoteala banilor. Ei, o să zic 560, 580, 597 de dolari. Asta nu o să țină prea mult. La dracu cu toate, și cu bani și cu viața. La urma urmei, pentru ce să mai mă zbat? Unde-o fi Fanny acum? Nu mi-a lăsat măcar 2 rânduri. Ba nu. Uite scrisoare. Asta e de la Harry Cooper. Și asta? Palace Hotel Sanatos, New Mexico. Deci nimic de la Fanny. Să vedem ce vrea directorul. Domnule Monier, nu știu de ce n-ai venit azi la birou. Sper că în ce mă privește... Asta era. Îl interesează ce am de gând cu cei 893 de dolari pe care îi datorez bănci? Este monstruozitate sau naivitate? Nu. Orice s-ar putea spune despre Harry Cooper, dar naivitatea nu face parte din slăbiciunile sale. Ia să văd ce este cu hotelul ăsta. Cine ar putea să-mi scrie din New Mexico? Palace Hotel, Sanatos. Asta pe grecește parcă înseamnă moarte. Sanatos Palace Hotel, director Henry Boerster. Stimate domnule Monier. Stimate domnule Monier, informațiile de care dispunem ne dau certitudinea că am putea să vă fim de folos. Știm că ați renunțat la luptă. Vreți probabil să renunțați și la viață. Nu vă puteți însă hotărâ asupra mijlocului prin care să găsiți liniștea deplină, suprem.
Vă oferim serviciile noastre. Palace Hotel Sanatos vă garantează o moarte fără zbucium, în deplină stare de echilibru sufletesc. Dacă aveți rețineri de natură religioasă, dispunem de mijloace pentru a vă absolvi de orice răspundere pentru actul pe care îl doriți. Pentru $300 asigurăm, pe o durată care, firește, vă rămâne necunoscută, șederea dumneavoastră în hotelul nostru, operația propriu-zisă și îngrijirea mormântului. Suma aceasta acoperă și serviciile, așa încât nu sunteți obligat să dați bacșișuri. Sanatos este situat într-o regiune deosebit de pitorească. 4 terenuri de tenis, un teren de golf și un bazin de not vă stau la dispoziție. În gara Deeming vă așteaptă autobuzul nostru. Vă rugăm să vă anunțați sosirea cu 2 zile înainte. Al dumneavoastră sincer... Al dumneavoastră sincer, Henry Baerster, directorul Palace Hotelului Sanatos. Caradimin! Hotel Sanatos, sir. Da. Permiteți, valiza dumneavoastră. Eu sunt șoferul autobuzului. Spune-mi, te rog, cele 2 tinere domnișoare merg tot la Sanatos? Da, sir. Sunteți singurii noștri oaspeți azi. Urca, sir. Da. Lucrezi de mult la Sanatos? De 3 ani. Este probabil un loc ciudat. Ciudat? De ce e ciudat? Eu conduc autobuzul. Ce poate fi neobișnuit ciudat în asta? Se mai întorc vreodată pasagerii pe care îi duci la hotel? Nu prea. Dar se întâmplă. Eu, de exemplu... Dumneata? Dumneata ai venit aici ca oaspete? În niciun caz nu sunt angajat să trâncănesc despre mine. Și în afară de asta, nu vă supărați. Serpentinele astea sunt tare periculoase. Doar nu vezi ca mașina cu dumneavoastră și aceste 2 tinere domnișoare să ajungă în prăpastie, nu? Bineînțeles că nu. Bineînțeles, bineînțeles. Acesta este hotelul, sir. Am ajuns. Unde am mai văzut eu figura acestui portar? Sunt convins că te-am mai întâlnit undeva, dar nu mi-amintesc unde. La hotelul Ritz, în Barcelona, domnule. Mă numesc Sarconi. Din Barcelona la New Mexico? Ce să-i faci? Și apoi, hotelurile, domnule, se aseamănă. Sunt aceleași peste tot. Da. Numai chestionarele pe care trebuie să le completați sunt mai amănunțite aici decât în altă parte. Da? Dacă îmi permiteți să observ. Poftiți. Vă atrag respectuos atenția că formularul A1 să-l completați în limba maternă. Nu aveți decât să completați datele. Da. Subsemnatul certifică părăsesc viața de bunăvoie în deplină posesie a capacităților mele spirituale. Certifică atât directorul cât și personalul hotelului Sanatos sunt dispensați de orice răspundere pentru orice mi s-ar întâmpla. Bună seara, domnișoară! Da. Bună seara, domnule! Bună seara! Permiteți-mi să mă prezint. Henry Baerster, directorul hotelului Sanatos. Vă urez bun sosit! Mulțumesc! Spuneți-mi, Sanatos este proprietatea dumneavoastră? Nu, domnule Monie. Hotelul aparține unei societăți anonime pe acțiuni. Ideea înființării lui, da, îmi aparține într-adevăr și eu sunt numit director pe viață. Și
Nu ați avut niciodată neplăceri cu autoritățile locale? Neplăceri? Dar noi oferim oaspeților noștri numai ceea ce ei înșiși doresc. Atât și nimic mai mult. De altfel, domnule Monie, aici nici nu există oficialități. Linia de graniță este atât de nedefinită încât, de fapt, nimeni nu știe dacă acest teritoriu aparține Statelor Unite sau Mexicului. Da, și rudele oaspeților dumneavoastră nu s-au plâns justiției, domnule director? Rudele? Dar ce pretenții pot ridica? Familiile oaspeților noștri, dragul meu domn Monie, da? Sunt bucuroase că totul se rezolvă aici atât de discret, de plăcut. Nu, nu. Oaspeții noștri și cei mai apropiați lor ne rămân pentru totdeauna prieteni. Dar nu doriți să vedeți camera? Are numărul 113. Sper că nu sunteți superstițios. A, deloc. Cu toate că trebuie să spun că am crescut într-o familie cu prejudecăți religioase și întrucâtva chiar gândul sinuciderii mă apasă. Despre sinucidere nu este și nici nu poate fi vorba. Da. Sarconi? Da, domnule. Contul, te rog, pe domnul Monie. Cei 300 de dolari, vă rog să-i depuneți la caserie. Da, da. Poftiți. Oh, ați și coborât, domnule Monie. Simțiți probabil nevoia să nu fiți singur. Nu, nu e asta, domnule director. Camera este frumoasă, primitoare. Și după câte mi-am putut da seama, nu are nicio instalație specială pentru... Însă... O, mereu griji, preocupări, scumpe domnule Monie. Vă asigur că n-aveți niciun motiv să vă mai gândiți la toate acestea. De altfel, n-ați prefera să cinați cu una dintre vizitatoarele noastre? N-am venit aici să duc o viață mondenă, dar... Fie, mie tot una. Vă rog să-mi arătați pe doamna sau domnișoara la care vă referiați. Bineînțeles, bineînțeles. De pildă, Mrs. Kirby Shaw. Doamna aceea în alb, de lângă pian, care răsfoiește caietul de note. O persoană foarte drăguță, foarte inteligentă. De altfel, e și artistă. Și ea este una dintre vizitatoarele dumneavoastră? Desigur. Vă rog să mă prezentați. Să trecem atunci în salon. Da, da, mulțumesc. Poftiți, mulțumesc. Poftiți. Bună seara, Mrs. Kirby Shaw. Bună seara. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint pe domnul Monie, noul nostru oaspete. Bună seara. Bună seara. Încântată de cunoștință. Dar ce masă preferați? Aici? Acolo? Prea bine, prea bine. Sper că vă veți simți bine împreună. Da. Permiteți-mi să mă retrag. Pofta bună. Mulțumesc. 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 Ce doriți să serviți? E perfect egal. De altfel am constatat că aici totul este excelent pregătit, așa încât orice am alege nu riscăm. Da. În cazul acesta, kelner, fii bun, te rog, și servește-ne după fantezia dumneavoastră. Nici eu nu am preferințe. Așa. Situația noastră are cel puțin avantajul că ne permite să fim foarte sinceri. Înțeleg. V-ați căsătorit cu un om pe care nu-l iubeați, pentru că ați fost obligată să o faceți. L-ați părăsit și ați plecat cu un om pe care l-ați iubit foarte mult și care la rândul lui v-a părăsit. Nu vă este teamă de moarte? Bineînțeles că mi-e teamă, dar mai puțin decât de viață. E bine zis. N-a fost în intenția mea să fiu spirituală. Și acum aș putea la rândul meu să aflu ce v-a adus pe dumneavoastră aici, domnule Monie? Povestea mea
Se aseamănă întrucâtva cu a dumneavoastră, Mrs. Kirbyshaw. Numai că eu am fost părăsit de femeia pe care am iubit-o. Am fost părăsit într-un moment când nu mai îmi rămăsese nimic altceva. Acțiunile în care investisem toți banii mei nu mai au nicio valoare. În ziua aceea am primit scrisoarea de la hotelul Thanatos. Dar e de necrezut. Pentru că au căzut acțiunile, vreți să muriți? Mrs. Kirbyshaw, vă rog să înțelegeți că pierderile la bursă n-au fost decât, cum să spun, un instrument, un mijloc care mi-a provocat de fapt o pierdere cu mult mai mare. Încrederea în omul pe care s-o coteam cel mai apropiat, dragostea mea călcată în picioare. Pentru ce și pentru cine să iau lupta cu viața de la început? Cum pentru cine? Pentru dumneavoastră, domnule Monier. Pentru cei pe care o să-i întâlniți de acum înainte în viață și care v-ar putea iubi. Veți întâlni cu siguranță o femeie care... O femeie care se împartă cu mine lipsurile, sărăcia. Sunt convinsă de asta. Există femei care știu să prețuiască pe cei care se luptă pentru viață. Femei care văd în sărăcie doar partea ei romantică, dacă... Cel pe care îl iubesc merită într-adevăr dragostea lor. Iată, eu, de pildă... Dumneavoastră? Voiam să spun numai... Cred că e timpul să plecăm, am rămas singuri. Atunci... Pe mâine... Da? Da... Aș vrea să vă rog ceva. Da? Ce-ar fi să facem mâine o plimbare în munți? Peisajul este încântător și vremea se anunță splendidă. Vă rog. Nu, nu trebuie să mă rugați, pentru că nu este nevoie. La ce oră ne întâlnim? Bună dimineața, Mrs. Kirbyshaw. Bună dimineața, domnule Monier. De ce au fugit așa speriate cele două domnișoare cu care stăteați de vorbă? De mine s-au speriat? Nu, nu erau speriate. Erau numai cumva încurcate. Tocmai îmi povesteau tragedia lor când te-ai îndreptat dumneata spre noi. Ce interesant. O să-mi o povestești și mie? Cum ai dormit? Excelent. Încep chiar să bănuiesc că directorul ne pune somnifer în bin. Ce-ți trece prin cap? Și eu am dormit excelent. Nu vrei să o luăm pe cărarea asta? Pa, da. Și aș dori să-mi spui și mie povestea celor două fete. Fii și Herezada mea. Nu cred să avem 1001 de nopți la dispoziție. Da, nopțile noastre, din păcate... Sunt două surori, gemene. Când au împlinit 18 ani, s-au îndrăgostit nebunește de un tânăr violonist. În ziua în care el a cerut o căsătorie pe una din ele, cealaltă a încercat să se înnece. Sora ei a salvat-o. Și atunci au hotărât să moară împreună. În aceeași zi au primit o scrisoare de la Palace Hotel Thanatos. Dar este o nebunie. Sunt atât de tinere și de drăguțe amândouă. Numai puțină răbdare și ar putea... Noi toți suntem aici fiindcă ne lipsește răbdarea. Cineva a observat că fiecare dintre noi este destul de tare să suporte nenorocirile altuia. Spirituală ca întotdeauna, Mrs. Kirbyshaw. Kirbyshaw și mai cum? Claire, domnule Monier. Și mai cum? Jean. Oaspeții hotelului Thanatos puteau vedea toată ziua această pereche plimbându-se prin parc, cocoțându-se pe stânci, discutând aprins sau abia șoptindu-și câte ceva, râzând din motive numai de ei cunoscute. Într-o seară, Jean Monnier intră în biroul domnului Henry Burster, directorul hotelului Thanatos. Bună seara, domnule Monnier. Cu ce vă pot servi? Puteți într-adevăr să-mi faceți un mare serviciu, domnule Burster. Ceea ce am să vă spun vă va mira, desigur. Pe scurt, vreau să vă spun că m-am răzgândit. Nu mai vreau să mor.
Vorbiți serios, domnule Monie? Știu că hotărârea mea poate să vă pară ciudată, dar nu este normal ca, schimbându-se condițiile, să se schimbe și hotărârile noastre? Acum 8 zile, când am primit scrisoarea dumneavoastră, eram disperat. Nu mai aveam încredere în nimeni, în oameni, nici în viață. Dar acum totul s-a schimbat. Și asta vă datorez numai dumneavoastră, dragă domnule director. Mie? Da, pentru că miracolul l-a săvârșit femeia cu care dumneavoastră mi-ați făcut cunoștință. Mrs. Claire Kirbyshaw. O femeie minunată. O femeie minunată. Nu v-am spus eu? O femeie curajoasă. S-a declarat dispusă să împartă cu mine toate greutățile vieții. Vă miră? Deloc. Deloc. Sunt obișnuit cu asemenea schimbări și mă bucură, mă bucură foarte mult. Sunteți atât de tânăr, atât de tânăr. Da, nu aveți nimic împotrivă dacă eu, dacă noi plecăm mâine dimineață. Mrs. Kirbyshaw pleacă cu dumneavoastră. Bineînțeles, de altfel o să vă spună personal acest lucru. Așa cum aș vrea să rezolv cu dumneavoastră o chestiune mai... mai delicată. Vă rog, vă rog. Știți, cei 300 de dolari erau toți banii mei. Aș putea să primesc ceva din ei pentru biletele de tren și pentru... Vai de mine, domnule Monie. Suntem oameni cinstiți. Nu putem primi bani pentru servicii pe care, noi așa, nu le-am făcut. Dumneavoastră datorați numai câte 30 de dolari pentru fiecare zi de ședere la noi. Restul va aparține. Oh, sunteți atât de bun. Aici am cunoscut fericirea. Vă stăm întotdeauna la dispoziție, domnule Monie. M-ați chemat, domnule director? Da, Sarconi. Astă noapte, la ora 2, dai gaz în camera 113. La masă un somnifer și apoi... Nu va fi nevoie de somnifer. Domnul Monie va dormi foarte bine și va visa foarte frumos. Doza mortală dintr-o dată. Pentru azi atât. Mâine, cum am stabilit, în camera 17, la cele 2 gemene. Am înțeles. A, dumneata, erai Mrs. Kirbyshaw. Da. Excelent, excelent. Voiam tocmai să te chem. N-am lucrat bine? Foarte, foarte bine. Și foarte repede. Să știi că țin socoteală de asta. Deci asta noapte, sărac, era foarte romantic. Toți suntem romantici. Ești îngrozitor. Mâine te odihnești, iar poimine am din nou nevoie de dumneata. Iarăși un ruinat, de data asta un suedez și nu atât de tânăr. Mie mi-a plăcut totuși acest francez. Afacerile sunt afaceri. Poftim cei 10 dolari. În plus, un premiu de încă 10. Mulțumesc.